Mesajul nostru adresat donatorilor este un mesaj simplu. Vă mulțumim că veniți către centrele de donare. Dorim doar să înțelegeți că personalul centrelor de transfuzie, împreună cu donatorii, muncește doar pentru pacient. Pentru că în aceste zile există un aflux crescut de donatori, noi încercăm să gestionăm stocurile și să facem un management corect al donatorilor și al stocurilor de sânge și componente sanguine. Este foarte bine ca atunci când vă decideți să veniți spre donare, să vă interesați la centrul de transfuzie sau să urmăriți pagina de Facebook a centrului de transfuzie pentru a vedea dacă centrul de transfuzie primește donatori noi, donatori cu anumite grupe, numărul de donatori pe care îl primește, deoarece toate centrele de transfuzie trebuie să recolteze sângele necesar preparării componentelor sanguine solicitate de spitale. Este obligatoriu ca împreună să lucrăm pentru pacient, astfel ca noi să oferim sângele potrivit, sângele cât mai proaspăt, pacientului potrivit, la timpul potrivit. Nu trebuie să facem stocuri excesive pentru a da componente sanguine vechi în spitale. Este bine ca sângele să fie proaspăt, să ajute cât mai mult pacienții noștri. Din acest motiv, donatorii trebuie să vină ritmic, într-un număr constant, nici foarte mare, nici foarte mic, pentru a satisface în mod corect și în permanență și cu mare continuitate cererile de componente sanguine din spitale. Vă mulțumim pentru înțelegere, vă așteptăm cu drag la centrele de transfuzie, dar interesați-vă înainte de capabilitatea centrului de transfuzie unde doriți să donați. Vă așteptăm!